Vremea caldă și stabilă de care ne-am bucurat în ultima perioadă se pare că și-a luat o pauză pentru acest sfârșit de săptămână. Asta anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat, potrivit căruia în următoarele două zile, deși maxima va urca până la 13 grade Celsius, cerul va fi în cea mai mare parte noros. Mai mult de atât, pe arii restrânse sunt anunțate ploi de scurtă durată care s-ar putea transforma în lapovițe și chiar ninsoare. Vântul va sufla moderat, iar în zonele joase, mai ales seara și dimineața, s-ar putea forma ceață. Astfel, potrivit meteorologilor, sunt în raioanele din nord, maxima va fi de 9 grade. În centrul Moldovei și în capitală se vor înregistra temperaturi de plus 10 grade Celsius, iar în partea de sud a țării, mercurul din termometre va urca până la 11 grade. Mai rece va fi însă noaptea, când minimele vor oscila între minus 5 și minus 1 grade Celsius. Conform ultimei actualizări a serviciului meteorologic, vremea va rămâne instabilă și duminică, când pe arei restrinse vor cădea ploi de scurtă durată. Ce ține de maxime, acestea vor mai urca cu câteva grade, în timp ce vântul va sufla moderat. Temperatura aerului va începe să coboare în debutul săptămânii viitoare. Treptat, treptat va ajunge până la 5 grade Celsius, o valoare oricum ridicată pentru debutul lunii februarie.